este poporul ce împlinește neîncetat Evanghelia curată. Tot ce Domnul ne-a învățat, cuvântul e lumina ce s-a coborât de sus. Ne rugăm să ne vorbească iarăși tuturor, Iisus. Te rugăm îndreaptă astăzi tot ce noi nu este drept. Tu ești Domnul, ești Mesia, Tu ești singur înțelept. Cuvântul e lumina ce s-a coborât de sus. Ne rugăm să ne vorbească iarăși tuturor, Iisus. Te rugăm îndreaptă astăzi tot ce noi nu este drept. Tu ești Domnul, ești Mesia, Tu ești singur înțelept. Scurtă este vremea astăzi, Cel ce vine va veni, și pe mine și pe tine. Oarecum ne va găsi? Cuvântul e lumina ce s-a coborât de sus. Cuvântul e lumina ce s-a coborât de sus. Ne rugăm să ne vorbească iarăși tuturor, Iisus. Te rugăm îndreaptă astăzi tot ce noi nu este drept. Tu ești Domnul, ești Mesia, Tu ești singur înțelept. Haideți cu toții! Cuvântul e lumina ce s-a coborât de sus. Ne rugăm să ne vorbească iarăși tuturor, Iisus. Te rugăm îndreaptă astăzi tot ce noi nu este drept. Tu ești Domnul, ești Mesia, Tu ești singur înțelept. Tu ești Domnul, ești Mesia, Tu ești singur înțelept. Amin. Slăviți să fie Domnul! Psalmistul spune că în locașul lui Dumnezeu totul strigă slavă, nu spune încet, nu spune așa să se audă, nu spune cu voce tare, ci spune că în locașul lui Dumnezeu totul strigă slavă. Și vreau să spun împreună cu întreaga biserică din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin. Următoarea cântare merge tot în direcția aceasta, vorbește tot despre cuvântul lui Dumnezeu și refrenul spune: spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora, căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Și eu cred că în seara aceasta, în locul acesta, este prezent Dumnezeu. Cred din toată inima că acela care poate să facă minuni e prezent cu noi, acela care poate să schimbe inima, să schimbe mintea, e prezent în adunare și mă rog ca în continuare Dumnezeu să-și facă numele de slavă peste cântarea de laudă, peste cuvântul care va fi vestit, peste îndemn, peste rugăciune, în toate și în tot să fie înălțat Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie la lucru. Pentru că noi fără de Dumnezeu, citeam ieri, mergeam la o evanghelizare împreună cu Vali, stăteam în dreaptă și citeam cuvântul lui Dumnezeu și în Psalmul 145 spune că atunci când deschide Dumnezeu mâna, satură după dorință tot ce are suflare. Când închide Dumnezeu mâna, e greu, ne pierdem, bâșbâim, suferim, dar m-am gândit după aia ca și cum ai avea o mână plină cu bomboane și mergi acasă, le arăți la copii și apoi închizi mâna. Imediat încearcă să deschidă mâna, să iei bomboanele, dacă văd că nu poți, îți supărați. Așa suntem noi, dacă nu îi prezent Dumnezeu, dacă nu lasă Dumnezeu binecuvântarea Lui, noi suntem triși, noi suntem supărați, dar mă rog ca în continuare, în locul acesta, să lucreze mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să deschide mâna aici. Haidem din toată inima ca femeia cananeancă din Scripturi. Hai, Filip, cu noi.
ca femeia cananiancă din Scripturi. Să adunăm, am vrea și noi, fără mituri. Chiar și atât de am primit, am să dura. Căci un har să fim, Iisus, la masa Ta. Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt, cine vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisuse, vindeca. Scăldătoarea este plină de bolnavi, șchiop și orbi și atâtea sute de sărmani. Doar o clipă apa de ai tulbura, am vedea cu toți ce mare-i slava Ta. Să-ți atingem coala hainei de-am putea, de alte leacuri trebuință n-am avea. Totuși prin credința-n Tine îndrăznim și la tronul îndurării iar veni. Spune, Doamne, un cuvânt, spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog încă o dată prima strofă. Ca femeia cananeancă din Scripturi, să adunăm, am vrea și noi fărâmituri. A fost odată o femeie în ținutul acela care auzit că Domnul a intrat într-o casă, probabil pentru o pauză, pentru un respiro, să se odihnească puțin. Și a mers acolo și a început să spună problema ei. Și la un moment dat, Domnul n-a zis nimica. Ucenicii au zis, Doamne, dă-i drum, uite că ține de noi. Dar de fapt, ea n-avea treabă cu ei. Ea avea treabă cu Mântuitorul, avea treabă cu Domnul Iisus. A început acolo un dialog, a doua oară când o refuză, Domnul zice că el a venit pentru oile pierdute acasă lui Israel. Și totuși femeia asta nu se dă bătută. Apoi continuă și spune Domnul că nu este bine să iei pâinea ca să o dai la căței, o refuză a treia oară. Dar după ce a refuzat-o de trei ori, poate noi ca oameni ne-am fi dat bătuți, dar spune că femeia i s-a închinat. Și după ce i s-a închinat, a plecat acasă cu problema rezolvată. În seara aceasta, dacă trecem dincolo de cântare, dacă facem un pas mai în față și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, cred că putem să plecăm acasă cu problema rezolvată. Haideți să nu mai mascăm problema, că e o problemuță, că e așa, că e invers, și să venim în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu exact așa cum suntem și să ne închinăm înaintea Lui, pentru că Domnul, când a văzut-o că i s-a închinat, a vorbit cu ea și a spus, du-te căci fetița ta s-a vindecat și a fost vindecată chiar în ceasul acela. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru noi. Că Domnul Iisus a spus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care îl vorbește Dumnezeu, care îl spune Dumnezeu. Conștientizează, omule, oricine fi, de aproape sau de departe, că în seara aceasta, în locul acesta, e prezent Dumnezeu. Dincolo de noi, dincolo de garderoba noastră, dincolo de slujirea noastră ca oameni, noi fără Dumnezeu nu putem face nimic. Dar în seara aceasta cred din toată inima că e Duhul Sfânt la lucru. Îl simt la nivelul minții, îl simt cu inima. Și mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să se atingă de noi. Haideți să mai cântăm încă o dată prima strofă și apoi refrenul din toată inima. Dacă ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu, dacă ai nevoie de prezența lui Dumnezeu, ai nevoie de ajutorul lui
lui Dumnezeu. Ai nevoie poate la nivelul minții, ai frământări, ai lucruri care nu le poți spune la nimeni, la cei de aproape, la cei din casa ta. Spune-ne lui Dumnezeu și crede din toată inima că Dumnezeu are putere de a interveni și de a rezolva. Haideți să mai cântăm încă o dată prima strofă din toată inima. Ca femeia cananiancă din Scripturi, să adunăm, am vrea și noi, fără mituri. Iar și atât de am primit, ne-am săturat. Căci un har să fim, căci un har să fim, Iisus, în casa ta. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni, mai poți, Iisus, se vindeca cu toată biserica. Spune, Doamne, un cuvânt azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciuni le mai poți, Iisus, se vindeca.